Bună ziua, dragile mele! Pentru astăzi vreau să pregătesc o pulpă de curcan la cuptor. Am așa o pulpă la 2 kg, pulpă de casă de curcan, da? 4 căței de usturoi, muștar, sare, boia de ardei dulce, piper negru și un mix de ierburi, da? Deci o să amestecăm muștar, facem un... ca să o punem la baiețe, la marinadă, da? Muștar, așa, este dulce, sare, un drop de sare, o să adăugăm boia dulce, așa, ierburi și piper negru. Și o să o crestăm. Așa. O să crestăm și o să punem usturoiul în 4 părți. Haideți că o să vă arăt. Asta tot o să mersem. Așa. Și o să lungim pulpa noastră. O să o lăsăm pentru câteva ore. Crestăm, facem așa. Eu am suțin mai mult la cuptor pentru că să fie foarte fragedă, maxim 2 ore jumate, și începem să ungem așa deasupra, o punem în folie și o lăsăm pentru 3-4 ore la frigider, pentru că aș ia din această marinadă care am făcut-o noi. Este o marinadă foarte, foarte bună care o fac deseori pentru carne. O să punem în folie și o ungem și partea asta. Eu am adăugat sare atâta cât știu eu că nu fac, dar nu cu foarte multe sare. Vreți, puteți să puneți mai multe. Și iată așa, o lăsăm la frigider pentru niște ore bune, da? Cum v-am zis. Și o învelim. Asta e. Deja am pus-o în tavă, așa, am încălzit cuptorul la 170 de grade. Eu o susțin o oră jumătate, maxim 2. Bine, vreau să fie carne foarte fragedă. Din folie nu o scot, o lăs așa. Mai are câteva găurile și să aibă un pic de aer. Vreau să fie foarte, foarte fragedă și să fie în sos, nu uscată.